Dar eu și dumneavoastră, dar haideți o leagă. Sunteți așa de frumos. Așa de frumoasă, la final de săptămână, la început de vară și într-o zi în care sărbăm Ziua Universală a ei, iată-ne împreună la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești, unde cu drag și cu inima deschisă am organizat această expoziție de cămăși românești, să le spunem la modul general, împreună cu Muzeul Municipal de Istorie și împreună cu doi voluntari colaboratori ai bibliotecii foarte dragi nouă. Este vorba despre doamna bibliotecar de la Colegiul Tehnic pentru Poni, Roxana Căruceniu. O parte dintre exponate, prezența lor se datorează dânsei. Haideți să o și aplaudăm pentru că este dedicată nu doar acestei sărbători, ci ei și tot ceea ce reprezintă ea pentru români. De asemenea, am aflat cu câteva minute în urmă, trebuia să fie alături de noi și domnul Ghiță Teacă. Nu știu dacă îl cunoașteți, domnul Teacă locuiește la Buciu și are o colecție impresionantă de obiecte tradiționale românești, le colecționează de foarte mulți ani. O parte dintre aceste cămăși sunt din colecția domniei sale. Am fost anunțați că dânsul nu poate ajunge, dar îl salut cu această ocazie și mulțumesc pentru dedicația domniei sale și pentru donațiile pe care le-a făcut în ultimii ani Muzeului Municipal de Istorie. Cu această ocazie vă invit să treceți pragul muzeului, pentru că acolo o să descoperiți câteva expoziții de artă tradițională românească foarte interesante, tot felul de obiecte din toate colțurile țării. O parte le-am împrumutat de la muzeu, vedeți aceste carpete, un cufăr și puteți afla astfel și povestea lor. Haideți să-l aplaudăm și pe domnul Teacă, chiar dacă vrem să nu am putut ajunge. Îi mulțumim încă o dată. Alături de mine este doamna Roxana Căruceniu, colega mea, doamna Doina Vârmă, și muzeograful Anca Arhip, care o să ne spună și dânsa câteva cuvinte. De precizat că alături de noi se află și un grup drag mie, pe care o doamnă pasionată l-a dezvoltat rapid, să zic așa, în ultimele luni. Noi pentru că am văzut atâta dorință din partea seniorilor din Onești de a se implica tot felul de activități culturale, sociale, educative, la inițiativa domnului primar am și înființat de curând în cadrul Direcției de Cultură un club al seniorilor ca să putem să facilităm astfel toate activitățile pentru dânsii și de câteva luni bune funcționează în cadrul grupului de seniori, un grup de doamne, sunt și domni, le vedeți aici îmbrăcate frumos. O salut și pe doamna consilier, grație dânsei doamnele s-au mobilizat, doamna Elene. Haideți să vă spun bun venit. Dânsele participă cu drag la toate atelierele și mai ales la astfel de evenimente. Au venit astăzi îmbrăcate tradițional, foarte frumos și vă mulțumesc. Ok. Expoziția poate fi vizitată la bibliotecă până la finalul acestei luni. Apoi va fi transferată la Muzeul Municipal de Istorie, unde alături de alte obiecte donate de domnul Teacă și Lodomai,
o să dezvoltăm o nouă expoziție despre care o să aflați zilele următoare. Aș da cuvântul acum doamnei bibliotecare Roxana Căruceriu, care este foarte pasionată de tot ce înseamnă cămașă românească și nu numai, să ne povestească mai multe și să ne spună câteva lucruri despre exponatele prezente astăzi aici. Îmi scuzați, mă rog, emoțiile. Este expoziția de astăzi. Este ce n-am visat vreodată. Costumele pe care le am în colecție, dincolo de ceea ce am cusut eu, le am pentru că mi-am dorit să salvez ce am căpăt pe mâna, unele dintre ele, pe mâna unor persoane care vând cămăși. Părți din costum. Unele din ele sunt fructificate frumos, altele așa cum se poate. Cămașa pe care o vedeți acolo și care este și pe afiș, este o cămașă din zona Bacăului, este foarte veche, are alfințe țesute și am cumpărat-o pentru că mi-am dorit, m-am îndrăgostit de modelul de pe mânecă și pentru că mi-am dorit să-l pot reproduce. Încă nu am găsit vreme, dar ea va putea fi reprodusă doar parțial, pentru că nu cred că alfițele acelea vor mai putea fi țesute vreodată, decât dacă voi găsi meșterul potrivit. Cămășile pe care eu le-am cusut, după cum puteți bine observa, se încadrează perfect în acest cadru, pentru că respectă cutumele, respectă ceea ce bunicile noastre au cusut odată. Elementele specifice cămășii, alpița, în crețul râului, sunt toate la locul lor. Și după cum bine puteți observa, alpița este elementul comun al tuturor cămășilor, mai puțin a cămășii de Prahova, care este o excepție din cămașa cu alpiță. În rest, toate se încadrează și respectă același cutum. Mulțumesc! Sunt cămăși vechi, cămăși care au povești și am fost întrebată astăzi de ce această expoziție. Această expoziție vorbește despre noi ca popor, ca neam, despre identitatea noastră. Dacă vom uita de unde ne tragem, ne uităm pe noi. Azi am ascultat un cântec în mașină când veneam spre bibliotecă, a cărui traducere și ultim vers repetitiv era, într-o traducere aproximativă, dacă mă pierd pe mine, pierd totul. Dacă pierdem parte din identitatea noastră, din cămăși, ne pierdem pe noi. Și nu acum, ci pentru generațiile care vin. Având în vedere că anul acesta este un an în care sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, cămașa cu altiță să intre în patrimoniul imaterial UNESCO, această intrare nu este doar pentru că s-a cusut, ci pentru că trebuie să se mai coasă. De aceea, sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră știți să coaseți, puteți să-i învățați pe nepoții dumneavoastră, nepoatele, să coasă. Când ei vor crește, când vor fi adulți, își vor spune copiilor lor, eu am învățat să cos de la bunica. Și menținerea cămășii cu altiță în UNESCO, în patrimoniul imaterial UNESCO, se bazează exact pe acest lucru, pe continuitate. Mulțumesc! Mulțumim și noi, foarte interesant. Și așa este, apoi la origini. Mai ales că generațiile actuale uită acest lucru, dar uită și pentru că adulții nu transmit mai departe tradițiile și prinși în tumultul cotidianului de cele mai multe ori îngroapă aceste tradiții atât de importante pentru noi ca și popor.
Am să rog și pe Anca Arhii, muzeograf, să ne împărtășească câteva gânduri. Bună ziua și bine ați venit! Îmi cer scuze pentru emoții. Am să vă citesc câteva rânduri despre ia tradițională, zembrită și cămașa cu altiță. Cămașa cu altiță este cea mai cunoscută și cea mai reprezentativă piesă a costumului tradițional românesc. Este răspândită cu deosebire de o parte și de alta a munților Carpați, în Moldova, Bucovina, Muntenia, Oltenia și sudul Transilvaniei. Cămașa femeiască cu altiță reprezintă și astăzi, în majoritatea zonelor etnografice ale României, un important mijloc de afirmare a individului în comunitate și de exprimare a identității sale culturale. Ea este denumită și ciupagă în Oltenia, Muntenia, Transilvania, e cu mărașă în sudul Transilvaniei, e fetească, îi se mai spune în Transilvania, spăcel în Arad, cămașă zoroclie în Teleorman, bânecar în depresiunea Loviștei, județul Vâlcea, cămașă răsucită în Vrancea și cămeșe cu lănces în Neamț, Suceava. Cămeșa încrețită la gât, cu altiță, numită de specialiști cămașă carpatică, este un tip de mărturie vizual-documentară de înaltă performanță artistică, desăvârșită de mâna femeilor de la țară, generație după generație, nu doar pentru a-și proteja trupul de intemperii, ci și pentru a comunica oamenilor pentru un cod vestimentar specific mentalității tradiționale românești, mesaje non-verbale despre statusul purtătoarelor, de unde vin, ce vârstă, etnie și status civil au. Vechea formă a cămășii femeiești tradițională era cămașa lungă cu stanii împreună cu poalele, cămașa pe de-antreguri. Apărută ca urmare a necesității protejării integrale a corpului, după cum spuneam, de intemperii, răspunzând totodată criteriilor impuse de normele sociale. Ca variațiuni regionale, în timp, partea de sus a cămășii s-a desprins de poale, separându-se cămașa scurtă de poalele care se încrețeau în jurul taliei sau erau cusute de partea de sus a cămășii. La noi se remarcă păstrarea cămășii lungi în spațiul dunărean și predilecția pentru separarea ei în două părți, ieș și poale, în Transilvania, Banat și Moldova. Denumirea de cămașă cu altiță apare ca urmare a diferențierii pe criterii tehnice și de ornamentare a cămășilor. Altița este acea bucată de pânză dreptunghiulară, plasată pe umăr, care face parte din structura cămășii și nu aparține mânecii. Ea unește stanul din față, pieptul, adică pieptul cămășii, cu cel din spate, fiind folosită ca element de lărgire a cămășii. Integrată tehnic în contextul culturii materiale populare românești, cămașa femeiască era adaptată perfect mișcării corpului, iar altița a apărut ca răspuns la necesitatea mișcării în voia brațului. Inițial, altița era mică, cât să cuprindă umărul, iar mâneca se prindea de ea prin încrețire și era mai largă. Odată cu trecerea timpului, altița a crescut în dimensiuni, devenind egală cu lărgimea mânecii, prinzându-se întinsă de mânecă, nemai fiind încrețită. La cămășile vechi, altița era demontabilă și se desprindea la spălat, pentru a nu fi supusă uzurii. Cele mai vechi mărturii despre costumul femeiesc le reprezintă desenul geometric de pe corpul unor igor de lut și datează din perioada cultuii Vădrastra, acum 5.400 de ani, în Oltenia, precum și decor unei străchini din aceeași cultură, care au fost interpretate de reputați specialiști ca având corespondențe cu motivele decorative de pe veșmintele acelor vremuri. Deci iată că ea a apărut din cele mai vechi timpuri din cultura cu puteni. Alte mărturii iconografice referitoare la portul strămoșilor daci ne parvin din perioada Antichității Romane, prin intermediul a două monumente celebre. Tropeul Traian, 108-109 după Hristos, din comuna Adam Clisi, Dobrogea, și columna lui Traian, 113 după Hristos, de la Roma. Fiecare dintre acestea, după cum sublinea arheologul român Alexandru Ordobescu, conservă imaginea săpată în piatra unor costume bărbătești și femeiești, care prezintă frapante similitudini cu portul contemporan al țăranilor de la munte. Costumul purtat de femeile daci ale monumentului de la Adam Clisi este specific ținutei de vară. Cămașa femeiască are toate bucățile de pânză care formează fața, spatele, și mânecele încrețite pe lângă gât, pe un simplu fir de arță, numit brezărău. Acest croi arhaic se regăsește până în zilele noastre în portul popular moldovenesc, iar în Muntenia și Oltenia, acest mod de strângere a lățimilor de pânză în jurul gâtului se numește creț. Cele două procedee tehnice demonstrează continuitatea competențelor tehnologice și artistice de confecționare a cămășii femeiești cu altiță.
Începând cu secolul al XVI-lea, alte surse de informații se alătură atestărilor antice ale cămășii cu altiță. Costumele domnitorilor, boierilor, târgoveților, negustorilor și țăranilor încep a fi prezentate în cronici pictate în tablouri votive din bisericile aulicele de târg și din sate. Un inițiator consecvent al costumului popular femeiesc a fost și Casa Regală a României. Încă din anul 1885, regina Elisabeta a îmbrăcat costumul popular cu precădere pe cel din Argeș și Mușcel, la diverse evenimente, apreciindu-i bogăția și rafinamentul broderiilor, eleganța și prețiozitatea materialelor. Ulterior, și regina Maria a adoptat costumul popular ca ținută oficială la sărbătorile națiunii și astfel, sub patronajul Casei Regale, se lansează o adevărată modă a costumului popular printre doamnele române, fiind adoptat ca emblemă identitară la diverse recepții și evenimente naționale. Adevărați mesageri ai identității naționale, costumele de Mușcel și Argeș pătrund treptat și în cercurile de intelectuali. Indiferent de zona etnografică, intelectualii satelor, învățătorii, profesorii, primarii și primărițele, preoții și preotesele, notarii și notărițele au adoptat aceste veșminte pentru a-și afirma identitatea etnică. Intensitatea acestui fenomen explică de ce costumul de Mușcel este considerat emblemă națională în Muntenia, Oltenia și chiar în sudul Moldovei. Același fenomen de învestire a costumului popular femeiesc, cu valoare de marcă identitară, se petrece și în sud-estul Transilvaniei. Un merit deosebit în planul promovării costumului de săliște și conservării identității culturale a românilor transilvaneni devine Reuniunii Femeilor Române, înființată în 1850 la Brașov, și Asociațiunii Astra, înființată de Andrei Șapuna în 1861. Acestea au coagulat mișcarea culturală a românilor transilvaneni, contribuind la consolidarea sentimentului de unitate etnoculturală și pregătind astfel mult așteptata unire din 1918. La expoziția din 1906, organizată la București, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la urcarea pe tron al regelui Carol I, costumul de săliște dobândește un plus de vizibilitate și prestigiu datorită Mariei Peligrad, o tânără transilvaneancă îmbrăcată în costum de săliște, căreia a fost decernat titlul de Miss România. Prin eleganță și rafinament artistic, acest costum devine în sud-estul Transilvaniei un model demn de urmat pentru multe generații de femei de la sate sau de la oraș. Mulțumim și noi. Doamna Căruceri, urmează mai adauge ceva și apoi am să rog și pe doamna Durman. Ar fi trebuit să încep cu asta, dar datorită emoțiilor am uitat. Așa că îmi cer scuze. Întâi ar trebui să vă mulțumesc pentru această minunată posibilitate de a aduce cu vizorul publicului larg aceste cămăși, și cele de la muzeu, și ale mele personale. Mulțumesc din tot sufletul! Noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim! Doi, da, a revenit și vocea. Doamna Doina Bârmă. Mulțumesc mult! Din punctul de vedere al organizatorilor, ca să zic așa, Roxana mea a ridicat mingea la fileu și noi mulțumim foarte mult ei pentru efortul pe care îl facem, primul rând, în comunitatea noastră de a salva și a transmite tradiția aceasta a coaserii cămășilor mai departe generațiilor care vin după noi. Practic, misiunea noastră ca instituții de cultură, nu știu de ce nu merge, dar nu cred că e cazul să vă zic. Da? Așa? Misiunea noastră ca instituții de cultură este aceasta. Să prezervăm și să transmitem mai departe, să promovăm memoria culturală, materială și imaterială. Din păcate, dacă în mod imaterial vor rămâne niște amintiri, material aveam riscul de a nu mai da de modelele pe care le vedeți aici. Și atunci generația noastră a conștientizat, la nivel național există o mișcare puternică de reconstituire a vechilor modele și a vechilor cămăși din muzee, ca să poată fi duse mai departe modelele și schemele de croi, astfel încât generațiile următoare să știe ce s-a întâmplat înaintea lor și să poată aprecia la justa valoare această tradiție. Așa cum bine a zis Roxana, să sperăm că Ia cu Altiță va intra în patrimoniul UNESCO,
și atunci șansele sale de a dăinui vor fi cu atât mai mari, însă, așa cum spunea din noi ea, este vorba de această continuitate pe care noi, pe care cei care au promovat dosarul au reușit să o demonstreze în întreaga cultură tradițională românească și atunci noi suntem datori să ducem mai departe această mișcare de continuitate, această undă a tradiției românești și ca atare întotdeauna vom fi recunoscători celor care sunt alături de noi în misiunea aceasta noastră. Mă bucur foarte mult că Muzeul de Istorie a primit donația domnului Teacă. Este un gest de o valoare inestimabilă. În momentul acesta poate nici nu conștientizăm ce mult îi datorăm domnului Teacă pentru efortul lui de o viață întreagă de a aduna și de a păstra tradiția materială din zona Bacăului și mai ales din satul Buciu, căruia îi aparține, dar și acest gest nemaipomenit de a, și inițiativă grozavă de a dona Muzeului de Istorie colecția sa. Deocamdată o parte din colecția sa, dar este o parte foarte importantă. Vă invităm să ne puneți întrebări, să conștientizați cumva, să identificați pe cămăși ceea ce s-a vorbit aici, adică registrele modelelor, modul lor de dispunere și modul de croi. Și să comparați eventual veșmintele cu care sunteți dumneavoastră îmbrăcate, să vă dați seama care sunt diferențele și care sunt asemănările și împreună să reușim să ducem mai departe tradiția cămășii românești cu altiță. Foarte frumos, așa este. Dacă există cineva care dorește să adreseze invitațiilor întrebări? Mă rog. Mulțumesc, respectuos. Bună ziua. Mulțumesc foarte, foarte frumos pentru expunerea care ați făcut-o. Și aș fi dus să întreb dacă ceea ce ați citit dumneavoastră putem să găsim undeva aici, să luăm, deci, un extras, un sens, să arătăm copiilor și nepoților noștri, că este mai elovent dacă le și citim și avem și o hârtie. Eu aș îndrăzni să vă... pentru că suntem la bibliotecă și pentru că suntem într-un cadru înconjurat de cărți, inclusiv acolo la intrare și în vitrina bibliotecii, găsiți cărți de etnografie. Internetul, slavă Domnului, este plin de cărți de etnografie care au fost scanate. Toate informațiile pe care doamna muzeu le-a strâns într-un material se găsesc într-adevăr separat. Dar rolul și rostul bibliotecii este să pună la dispoziție fondul de carte, copiii și cei interesați să vină să solicite acest fond. Biblioteca are personal specializat, pune la dispoziție și ei să caute informația. Este foarte important, nu întotdeauna primim totul mură în gură. Da? Important este copilul să caute, să aibă curiozitate. Da? Curiozitatea, dacă eu omorâm curiozitatea, ce rămâne? Și atunci, vă invit pe toți, cei care sunteți doritori, să consultați cărțile bibliotecii. De exemplu, este cartea doamnei Doagă, care are planșe. Și puteți scrie foarte clar unde vine alpița. Alpița vine și îmbracă foarte frumos umărul. Rolul alpiței este să fie un lat de palmă, așa cum spunea doamna Buzilă de la Chișinău, de la Muzeul de Etnografie Chișinău. De obicei, femeia își costea cămașa cam cât venea mâna soțului viitorului soț, exact cât să-i îmbrace umărul. Da? Și mai este o exprimare foarte frumoasă, pe care am auzit-o de la o doamnă, o altă împătimită de etnografie. Altița îmbracă umărul exact ca epoleții unui general.
Mai trebuie să menționăm ceva. Toate aceste cămăși sunt cămăși de sărbătoare. Femeia simplă a avut două tipuri de haine. Hainele de lucru, care în foarte mare măsură erau haine simple, și haine de sărbătoare, așa cum le vedeți, pe care le păsea în principiu, să spunem, în secret, adică să nu știe vecina, se transmiteau, se coseau într-un sal, de exemplu, același motiv, dar el era cumva îmbogățit. Și atunci se știa foarte clar că acea cămașă de acolo vine, da? Să spunem că vine din Lespez, de Bacău. De ce? Pentru că avea acel element al ei. Povestea cămășii ăstea de unde pleacă, spuneam într-un interviu mai devreme, că pleacă de la războiul de țesut. De ce? Pentru că femeia a avut o bucată de pământ, fie a ei, fie luată în arendă, pe care s-a gândit să o cultive. Cu ce? Cu plante de la vremea respectivă. Cânepă și bumbacul au apărut mai târziu, dar în mare măsură cânepă, pe care prin prelucrări succesive a transformat-o din plantă în fir. Am aici pitit pe undeva cânepa industrială. Ceea ce am eu aici în spatele meu și care nu se vede, o minunată ladă de zestre, această ladă era umplută cu ceea ce, mâinile femeii simple țeseau. Ea a țesut în primul rând pentru familia ei. Acesta este o pânză veche, da? Așa arătau pânzele vechi. Nu se vedeau prin ele. Pânzele vechi și subțiri sunt cele de sud. De ce? Pentru că în sud este foarte cald. Da? Femeia mai țesea cu gândul că la un moment dat fiica ei aici se va căsători și va trebui să-i dea zestre. Și i-a țesut vârnic sau catrință, i-a țesut râu. Acesta de aici este o reproducere, este partea de jos a costumului de Prahova, este un vârnic și brâul. Originalul se află la Muzeul Metropolitan din New York, împreună cu o foarte frumoasă cămașă de mireasă și asta este costum, parte din costumul de Prahova, costum de mireasă. După cum puteți vedea, culorile sunt deschise exact așa cum ar trebui să fie pentru o mireasă. De asemenea, își ținea în lada de zestre. Vedeți că ea este împăturită într-un mod special, da? Ca să nu se strice, să protejeze marginile costumului. Deci aceasta este o superbă cadență de mușcel. Și de ce a ajuns ea probabil pe faiurile astea? Pentru că știți foarte bine că parte din comunitatea din Cașin sunt mocani care au venit în zonă. Sper că nu au greșit. Țineți, vă rog, haideți să facem lecția pe viu. Pentru că așa învățăm cu lecții. Ea era strânsă încă o dată și băgată în lada de zestre. De ce doar atât dimensiunea acestei lăzi de zestre? Pânza pe care ați avut-o mai devreme în față era strânsă sul. De ce? Ca să poată încăpea cât mai mult. Femeia țesea când își propunea, nu irosea niciun centimetru de pânză. De ce? Pentru că o țesea foarte greu și lua foarte mult timp. Și atunci, când își propunea să-i țese fetei pe care o avea de măritat, măsurarea începea, așa cum a spus domnul Bucur, de la Muzeul din Bacău, venea de la picioare, deci pur și simplu îl îmbrăca. De jur împrejur. Cam asta era măsura cât îi trebuia, da? Ca lungime. Femeia simplă a cusut cu rost. Ieri am asistat la, într-un live pe Facebook, la
o lecție foarte frumoasă despre cămășile din zona Olteniei. Doamna muzeograf, Claudia Bălan, a spus așa, cămașa de lucru, deci celelalte, dacă veți vedea pe internet poze și fotografii foarte vechi, veți vedea cămășile sunt simple. Nu irosea femeia nici lână, nici timp, nici... erau foarte scumpe pentru o cămașă pe care o purta la un lucru. Diferența o face zona Olteniei, în care femeia a simțit nevoia să pună un pic de altiță, să-i coase râurii și ea cu acea cămașă se ducea la muncă. Asta este o mică parte de lecție. Sper să aveți curiozitatea, să căutați în cărți, dacă vă doriți cu adevărat, să aveți o cămașă a dumneavoastră unică. Nu este cămașa, nu este vorba despre grabă. Cămașa înseamnă tihnă, cămașa înseamnă suflet. Toate cămășile astea, de asta v-am spus, că mai ales cămașa de Bacău. Domnul Bucur a spus la un moment dat așa, Valea Trotușului este o vale care suferă din lipsă de modele. Se coase și acum, dar ca să poți să găsești un model, să ți-o adaptezi cămașa la propriile tale, ce simți tu să pui pe ea, îți trebuie să iei un izvor de undeva. Foarte greu. De ce? Pentru că, așa cum spunea doamna muzeograf, aceste cămăși au migrat. Ele, la un moment dat, în timpul războiului, ca să poată trăi cei săraci, deci din zone, țăranii săraci, vindeau costumul de mireasă al soției să poată trăi. Și atunci, ce aveam avut noi aici, în această zonă, puteți să găsiți, de exemplu, în Ardeal sau în Sud. Da? De aceea, este această tentativă a mea de a recupera din aceste, din ceea ce poate unii dintre moștenitori nu apreciază ce au. Poate deschid ochii mai târziu și spun ce bleg am fost cam dat. Mulțumesc! Mulțumim! Foarte interesant! Sper că v-a plăcut foarte mult. Vă invit la final să vizitați exponatele și să facem niște fotografii împreună, dacă toți suntem atât de frumoși, deosebiți, și să nu uităm să ducem mai departe memoria culturală și tradiția. O zi frumoasă vă doresc și dați mai departe zvonul că la Biblioteca Rosetti există o expoziție atât de frumoasă și dragă sufletului românesc. Oh, excuse me.